Bun găsit, prieteni! Vă invit astăzi în lumea artelor plastice, alături de un personaj al cărui chip pare parcă desprins din basme. Este un maestru al penelului venit din Bucovina și care și-a consolidat relația cu publicul de ani buni la Iași. Bine ați venit! Vă rog să v-ați luat. Mulțumesc! Domnule profesor Liviu Suhar, de mai bine de 4 decenii, de când locuiți la Iași și creația noastră se manifestă pornind de aici, vă întoarceți foarte des la Obârșie, la Iacobeni. Aș vrea să vă întreb, chipul mamei dumneavoastră este cuprins în tablourile pe care le-ați realizat sau în câte tablouri pe care le-ați pictat, se regăsește chipul mamei? Evident, nu se poate altfel, pentru că relația cu mama, în special, rămâne vie toată viața noastră, indiferent și dacă suntem artiști sau suntem oameni. Adică acel cordon umbilical nu se taie niciodată, mai ales în relația mamă-fiu. Sigur că i-am făcut nenumărate portrete de pe vremea când eram elev în liceu, mai am niște desene. După aceea, la diferite etape, când o venea pentru câteva zile la Iași, ultimul portret l-am făcut în 2012. Ea este în viață încă, a trecut deja de 88 de ani. Vis-a-vis de profesia pentru care am optat, ea îmi spunea atunci, trebuie să înveți o meserie așa, care să te ajute. Ea dorea foarte mult să mă fac tâmplar. Eu vroiam să mă fac pictor și tatăl a fost cel care m-a învârstit și m-a umblat prin lume, a înțeles și m-a sprijinit. Am ajuns aici. Am avut toată viața o abilitate și un simț al manualității deosebit și făceam lucrurile astea cu o mare, mare bucurie. Eu am fost dintre artiștii, nu vreau să mă laud, dar care
Știam să închei singur și un șasiu și o ramă și să fac tot felul de lucruri practice fără să recurg la un meseriaș. Avem instinctul ăsta. Aveți o carieră foarte vastă, o carieră bogată, performanțe extraordinare. Cum își evaluează un artist, un mare artist, cum sunteți și dumneavoastră, apogeul știți creației sale? Da, ați spus cuvinte mari. Artistul nu poate să-și evalueze apogeul. Datoria lui sau misiunea lui dată de undeva, nu știm de unde, de deasupra noastră, este ca să-și împlinească opera. Și această operă luată în ansamblul său trebuie realizată, în primul rând, printr-un dialog extraordinar care trebuie să funcționeze între interiorul său, inteligența, aspirațiile sale și opera propriu-zisă. Momentele de creație în orice etapă, și mai ales când câștigi o experiență cu timpul, te duc la concluzia că vorba maestrului Irimescu, am să-l citez, spunea: și toată viața te roade viermele îndoieli. Deci neliniștea asta și veșnica căutare, dar în această căutare momentele de maximă sinceritate există între ce faci tu în momentul în care ești cu pânza în față. Acolo nu ai voie să minți niciodată. De aceea admirăm și astăzi, nu, după sute de ani, picturile lui, știu, Lucian, a lui Velázquez, a marilor artiști ai lumii, și nu știm de ce de fiecare dată, generație după generație, ele ne recuceresc. Există acest flux de totală sinceritate și lipsă de automulțumire, de, știu, în ghilimele, minciună, că fac o pictură așa după niște convenții. Dacă acolo nu poți să transferi emoțiile cele mai curate, cele mai sincere, opera aia nu poate să existe. În sensul celor spuse de dumneavoastră, acum când ați atins un prag al maturității depline în creație, sunteți mulțumit de ceea ce ați făcut, de ceea ce ați compus până acum vizual pentru public? Știți cum e cu mulțumirea? Trebuie să ai în primul rând conștiința că în calitatea care ai avut-o, o ai ca artist, pentru că noi suntem totuși niște răsfățați, avem Dumnezeu sau, mă rog, cine e deasupra noastră sau prin destin, primim ceva în plus. Și acest, mă rog, har, îi spunem, talent sau cum vreți să numim mai departe, și el este însoțit de o misiune extraordinară, o datorire fundamentală, că n-ai voie să-ți bați joc de lucrul ăsta. Și dacă conștientizezi că ai aceste date, atunci ești absolut obligat ca să nu-ți bați joc de ele, și ajungem iarăși la... Bun, dar harul acesta trebuie să-l identifici la un moment dat, în adolescență, în copilărie noastră. Când l-ați identificat? Știți că exista. Și profesorul de matematică, de geografie, la geografie, pe acolo făceam hărți și tot felul de zi, s-a părut că fac lucrurile mai bine decât ceilalți colegi. M-a încurajat și am simțit o atracție către zona asta, pentru că aveam zile când una, două desenați. Ce desenați la Iacobeni acolo în școala primară? Păi ce desenam? Ca să vă dau un exemplu care l-am mai povestit. La un moment dat, prin clasa a șasea, aveam un profesor de matematică, domnul Parfeni, care era excepțional profesor. Cine făcea matematică cu domnul Parfeni avea garantat intrarea la orice liceu. Era sever, exigent. Și vă spun că și la artă. Deci, pentru la un moment dat era și profesorul de desen. Nu știu cum se întâmpla, așa era normă. Într-o iarnă a venit să ne pună să desenăm ceva. Tema care ne-a pus-o dumnealui pe catedră,
nu se potrivea, acum evaluând unor programe analitice. A luat un butuc din magazia de lemne și a înfipt toporul în el. Care, și eu ce am sesizat, îmi plăcea geometria, că acolo era vorba de o formă, de un cilindru, în care, care intra într-o relație cu coada toporului, care avea o direcție oblică, o diagonală, cu forma trapezoidală a, a toporului propriu-zis, dar eu nu mi le explicam în felul ăsta. Dumnealui, ca profesor de matematică, a sesizat treburile astea. Era matematica și era geometria la mijloc, care cumva făcea această punte. M-a încurajat foarte mult. În clasa? A șasea. Tata a scris 3 scrisori. Le văd și acum cu ochii. Era un plic gri verzui pe care a scris către școala de desen cu mână, așa se scria cândva cuvântul ăsta, din orașul Iași, Cluj și Baia Mare. N-am primit niciun răspuns decât târziu, toamna, de la o carte poștală de la Iași, veniți urgent că începe examenele de admitere, dar deja trecuseră câteva zile. Și atunci am stat un an acasă și în anul următor ne-am îmbrăcat noi frumos în costumele noastre de Bucovina, cu mama și tata, ne-am urcat în tren și am venit la Iași. Am călătorit toată noaptea în ideea că ne vom informa, era în luna iunie treaba asta, că în septembrie vor fi examenele de admitere. Am intrat în... am coborât în gara din Iași, într-o birjă, deci am prins și Iașul cu birje, am ajuns la liceul de artă, școala de artă, pe Cuza Vodă 29. Intrat în curtea școlii, primul om pe care l-am întâlnit a fost viitorul confrate de meserie și i-aduc în memorie publică numele Mircea Ispir, care ne-a spus unde este secretariatul. Am ajuns la secretariat, directorul de atunci, domnul profesor Paul Ghiligor, care este în viață și acum, are 90 de ani. Prima întrebare a pus-o al cui este scrisul. Atunci mi-am dat seama că tata totuși a făcut o mică corespondență cumva, pentru că avea un scris caligrafic foarte... Iar directorul se gândea că poate e scrisul dumneavoastră atât de elegant și atât de corect. Da, acum e scrisul. Tata zice, este al meu, dar zice, să știți că și el scrie destul de frumos. A fost un moment de mare rușine. Și ați intrat la liceul de artă. Și am intrat la liceul de artă, dând probele practice a doua zi. Mi-a spus, ați venit la timp, mâine începe examenul. La examenul de desen, în spate, cel care mi-a spus, dă niște umbre, cum faci acela de alături, că e bine ce ai făcut până acum, eu habar n-aveam. Era Nicolae Popa. Pictorul Nicolae Pictorul Popa, Nicolae profesor Popa Reșan. A fost elev al lui, al lui Ștefan Dimitrescu și Tonița, generația de aur interbelică ieșeană. Am trecut probele practice, la modelaj am primit un boz de pământ și am modelat o ureche, habar n-aveam, nu văzusem în viața mea, dar a ieșit cumva că... Deci tatăl dumneavoastră până la urmă a crezut da. Că acesta este drumul pe care trebuie să-l urmați. Exact. Undeva exista un climat, pentru că toată viața mama, cât a fost în puteri până la 70 și ceva de ani, din casa noastră, războiul de țesut n-a fost scos niciodată. Ea țesea covoare, ștergare, tot felul de lucruri astea, tot combina culorile, tot le așeza acolo și motive, mă rog, specifice, făcea pentru noi. Domnule profesor Liviu Suhar, maestre, nici nu știu cum să vă spun, pentru că ați avut și o carieră didactică prodigioasă. Profesor. Aș vrea să vă întreb, poate trăi un pictor din creația sa, numai din creația sa? Nu. A putut trăi? Nu. Va putea trăi? Nu. Cei care trăiesc din propria creație sunt excepțiile. Nu, ca să poți trăi din propria creație, trebuie să existe un climat economic foarte prosper. Pentru că ești dependent de un comanditar, nu? Au fost epoci, dar și atunci mari pictori
trăiau pe lângă regi, curtea regală, era un fel de angajament acolo, pictau portrete, era întreținut și așa mai departe. Vorbim de Picasso, de astea sunt excepții. Din acest motiv vreau să vă spun că din 1968, când am venit în Iași cu repartiții guvernamentale, la un an am funcționat la liceul Dimitri Cantemir ca profesor, după aceea am trecut la liceul de artă, după aceea am trecut la facultatea de construcții, secția de arhitectură și pe urmă instituția în care, din care am ieșit la pensii până la urmă. Așa, n-am avut nicio zi întreruptă ca profesor la catedră și am predat toate disciplinele posibile în domeniul nostru. Istoria artei, caligrafie, perspectivă, desen proiectiv, compoziții, culoare și așa mai departe. Dar revin la întrebarea mea și la răspunsul pe care mi l-ați dat parțial. Deci trebuie un climat economic, o societate în care publicul să-și poată permite să achiziționeze tablourile pe care și le doresc și tablouri de valoare. Aici ajungem la nivelul de educație în general. A existat vreo societate în istorie în nu care cred. Pictorii... A existat. Pe vremea lui Lorenzo Medici la Florența. Când în inventarul, am citit undeva lucrurile astea, la primăria din Florența erau înregistrați 12.000 de artiști. Aia însemna sculptori, bijutieri, arhitecți, pictori și așa mai departe. Și când el, ca un mecen, îi sprijinea și pe urmă erau tot ce exista în jurul său, se comandau. Erau biserici, picturi, fresce și așa mai departe. De-aia avem toată renașterea cu atâta bogăție în domeniul artelor. Astăzi, în România, e mai greu să ai satisfacții financiare din arta plastică. Da. Dar care sunt celelalte satisfacții? Satisfacția imensă pe care o trăiesc, eu nu vorbesc în numele confraților, vorbesc în nume personal, este bucuria de a face o lucrare și de a o finaliza și de a constata la un interval de timp, nu imediat, nu se întâmplă imediat treaba asta, că e o lucrare extraordinar de bună. Și ai convingerea că ai făcut-o și că lucrarea aia va ajunge undeva, îți pui problema, e ca relația dintre un părinte și un copil, nu? Faci tot ce e posibil pentru el ca să-l modelezi, să-l educi și destinul lui urmează. Lucrarea aia nu o să o distrugă nimeni. Dar important este ca și cei din jur să aprecieze copilul. Știți? Da. E necesară și relația cu publicul să fie una ascendentă pe parcursul carierei. Sigur, publicul este de o diversitate extraordinară. Și știți când ai satisfacția că ai făcut o lucrare bună, când publicul respectiv ține minte și vine după câțiva ani de zi, spune, am văzut o lucrare de-a ta care era așa, așa și mi-a plăcut. Sau o are acasă pe perete și spune că după o zi de muncă îl liniștește, îi face bine, așa. Ai o mare bucurie. Contează deci unde ajunge o lucrare? Sigur că da. Sigur că pe da. Peretele da. Cui? Absolut, absolut. Și, mă rog, dacă este o lucrare valoroasă, are acea încărcătură care nu o putem defini prin cuvinte, dar e un mister acolo care se dezvăluie de fiecare dată când interlocutorul se află în fața ei și are o clipă de răgaz să o privească cu grijă. Asta e fascinația oricui care se duce în marele muzee și se uită generații întregi de sute de ani sunt într-o admirație totală față de meninele lui Velázquez, dau un exemplu, sau Gioconda sau Rafael și așa mai departe. Ați trăit la Iași, trăiți la Iași de atâția ani, dar Institutul de Arte l-ați făcut la Cluj pentru că la Iași nu exista la vremea aceea un institut de arte plastice. Cum de nu ați rămas acolo? Știți cum în evoluția, în viața unui om, există momente cruciale când individul se află la o răscruce și trebuie să aleagă un drum.
Eu am ajuns la Cluj după ce am terminat cu note foarte bune liceul. 1962. Pentru că față de Iacoveni, Clujul era mai aproape. N-am avut bani de tren să mă duc la București. Ar fi putut fi alta carieră, ar fi putut fi altul drumul dumneavoastră în artă dacă erați în București? Posibil. Dar vă considerați un provincial? Niciodată nu m-am considerat un provincial. Atunci opțiunea pentru Cluj? A fost din cauza că n-am avut bani pentru biletul de tren. Și a fost una benefică până la urmă. Până la urmă. Asta, colegul meu de grupă și prietenul Ion Gânju era ieșan, s-a dus la București. Noi am terminat în paralel. La Cluj am intrat din prima. Dorința era numai decât să iau bursă. Am fost bursier tot timpul. N-am cunoscut bucuria, în ghilimele, studentului care are examene amânate sau o picat la examen. Am fost integralist 6 ani. Venea din seriozitatea transmisă de mediul familial? Din atitudinea bucovinenilor? Da, eram dintr-o familie oameni săraci, pus la treabă, învățat cu de toate. Și era singura modalitate de afirmare. Să înveți, studiezi, să muncești. Și cu simțul responsabilității, pentru că te punea să faci o treabă și trebuia să o faci bine. Și învățam treaba asta de când eram mici. Ei, la Cluj s-a întâmplat, am avut șansă să am profesori foarte buni. În primul rând, anul întâi l-am avut pe maestru Aurel Ciupe, artist emerit. Și anii 5-6, tot cu dumnealui, intervalul dintre acești ani l-am făcut cu Petre Abrudan, un pictor transilvanean, pe nedrept uitat cumva, foarte bun. Aurel Ciupe mai cunoscut. Mai cunoscut decât... ce se întâmplă. El era, când ne-a preluat pe noi, avea 62 de ani, era născut în 1900, era pictor care își începuse studii la București cu Ghede Mirea, generația respectivă, a făcut după aia la Paris, la Roma. Și culmea că și-a dat examenul de diplomă, care trebuia să fie o diplomă autentificată, la Iași. Pentru că academia care o făcuse dumnealui la Paris, Julien, nu dădea diplome. Multe erau așa. Și atunci tatăl său, care era senator de Lugoj, de Banat, zice, unde e diploma? Păi n-am, fuge la Iași. El a crezut că vine la Iași și arată lucrări, le face ceva. Și scapă repede, n-a scăpat repede, că a nimerit la Gheorghe Popovici și la Băncilă. Și unul... Doi pictori de renume. Redutabili. Și acum, mă rog, consumăm timpul, dar povestea e frumoasă. Că mi-a mărturisit-o că am fost unul din preferații lui, dar după ce am terminat institutul și după ce m-am afirmat. Avea un respect deosebit pentru absolvenții care intrau pe ușa din față în zona asta. Și zice, nu mai aveam materiale, nu mai aveam culori, nu mai aveam bani. Și pictam pe un carton, pe o parte, și venea Popovici și spunea, ce ai pus mizeria asta, e încărcat cu atâta pastă, nu cum face Băncilă. Dă jos! Zice, eu ți-am ajuns până acolo când întorceam cartonul și pe o față pictam pentru Băncilă și pe una pentru Gheorghe Popovici și așa. Și vreau să vă spun că în anul 6, fostul rector, profesorul Daniel Popescu, fiul gravorului Gabriel Popescu și tatăl doamnei Ioana Beldiman, istoric de artă de la București, mi-a atras atenția, mi-a sugerat să am grijă cum închei licența, pentru că intenționează să rămân preparator la Catedra de Pictură. Ceva s-a întâmplat cu posturile așa și mi-a zis, te duci la repartiție și ai să vii peste 3 ani. Peste... O frază clasică pentru mulți. Da. Și am plecat la repartiție, eram șef de promoție, am luat Iașul, nu puteam să iau Bucureștiul, că era închis, Clujul nu avea posturi. După 3 ani am primit... La Iași unde? La liceul Dimitri Cantemir am fost. Profesor de desen. Profesor de desen. Și predam de la clasa a 5-a până la clasa a 12-a. Aveam și diriginții. Anii 68-69. 68-69. După aia am trecut la liceu de artă. Peste 3 ani am primit adresă să mă prezint la Cluj, să concurez pentru asistent. Dar în Iași am avut marea bucurie să, la scurt timp, să primesc un colț de atelier. Să fiu mutat, transferat de domnul Ghiligor în interesul învățământului la liceul de artă,
și colac peste pupă, să zic în ghilimele, am primit și o garsonieră. Și am devenit ieșean. Povestea asta am scris-o într-o... Dar la Cluj, acolo, dincolo de studiul aprofundat pe care l-ați făcut, ați avut și o viață studențească, ați cunoscut mulți oameni de cultură care sigur sunt reprezentativi astăzi pentru țară. Da, Clujul era un oraș extraordinar atunci. Nu, nimeni nu și-l poate imagina, ca și Iașul de altfel. Iar lumea studențească era fascinantă. Când am auzit prima dată cântându-se imnul Gaudeamus la deschiderea în 62 anul universitar, m-au trecut toți fiorii. Când am ascultat cuvântul de deschidere anului universitar în sala Teatrului Național din Cluj, rostit de academicianul Constantin Daicoviciu în limba latină și îmbrăcat în robă, singurul din prezidiu, a fost așa un moment extraordinar. Cercul în care m-am învârtit s-a datorat unei prietenii de suflet extraordinare cu un student care era atunci la litere, un poet, Nicolae Drăgan, fii țărână ușoară, în primele zile. Prietenia asta m-a introdus într-un circuit că mă duceam să audiez cursurile de istorie literaturii universale, simțeam nevoia ceva trebuie să mai asimilez din istoria literaturii române la profesorul... Am audiat un semestru cursul despre Eminescu la profesorul Gavril Scridon, de exemplu. Sigur că m-am dus din când în când și la cursul lui Liviu Rusu, literatură comparată. N-aveam cultura suficientă ca să înțeleg eu ce se întâmpla acolo. Dar m-am învârtit în cercul ăla. I-ați cunoscut acolo pe Ana Blandiana, pe Romulus erau studenți, Rusan? Ana Blandiana și Romulus Rusan erau două figuri emblematice pentru lumea noastră studenție. De la vârsta studenției? Da, sigur, erau mai mari, dar erau atât de frumoși când plecau de la Filo, dinspre gare, la cantină, la cantina Avram Iancu se numea, unde atunci locuia Augustin Buzura, el terminase medicina, avea o cameră acolo, deci erau figuri, iar prietenii din promoția mea au fost acești băieți, Nicolae Drăgan, care a murit dând autografe, ultimul volum de poezii la Alba Iulia, Nicolae Prelipcean, Prelipceanu, Vasile Igna, care a fost director editorii Dacia și, mă rog, a fost după aceea în diplomație. Deci ați trăit într-un mediu studențesc literar. Absolut. Nu v-a tentat să treceți în partea cealaltă, să abordați mai cu multă profunzime partea literară, pentru că de scris în anii următori ați scris. Păi a fost, știți cărui fapt așa orientativ se datorează. Am avut o profesoară de limbă română în liceu foarte severă, exigentă, care nu ne lăsa de capul nostru. Ne cerea lecturi suplimentare, ne-a stimulat gustul pentru lectură și, bineînțeles, și pentru scris, pentru că... De la lectură vine scrisul. Absolut. Numărul de tablouri nu vă întreb câte ați avea, dar numărul de cărți îl știți. Au apărut cărțile, vă spun, sigur, cochetăria în sine mea exista această... Unele de publicistică, altele de specialitate, cum ar fi pledoarie pentru obiectul metaforă, pledoarie natură moartă în opera lui Cedestal, natură moartă în pictura românească. Da. Ce se întâmplă? Când călătoream, obișnuiam să-mi notez. Nu mă mulțumeam, nu aveam timp să fac suficiente schițe și desene și atunci ziceam, memoria mea trebuie să păstreze ce văd și consemnam. Făceam, nu știu, un fel de jurnale, de notițe care le-am folosit. Dar Iașul v-a fascinat până la urmă? V-a oferit condiții materiale de manifestare? Iașul din... punctul ăsta de vedere, să știți că a fost climatul care mi s-a potrivit și chestiunea asta am descoperit-o târziu de tot. Târziu de tot mi-am dat seama, făcând niște retrospective interioare, am zis totuși, dacă n-ar fi fost aici, poate că nu m-aș fi rotunjit din punct de vedere al artei și creației. Noi am venit la vremea respectivă
Sigur că cunoșteam orașul, foști profesori, erau artiști remarcabili aici, nu? Cămăruț, Popa, Hârtopeanu. Dar noi am venit o promoție, să zicem așa, o generație. Și îi pomenesc aici pe Dimitri Gavrilean, Ion Gânjul, Mircea Ispir, noi ăștia am fost toți odată. Mai târziu a venit Goncea Riuc. Înaintea noastră, cam la 5 ani, veniseră Neagoie, Ionescu, Matiu și fiecare generație a adus un suflu proaspăt. Generația noastră cu ce a venit nou în pictură? Generația noastră a venit față de celelalte de dinainte cu o orientare. N-a fost o chestiune programatică, n-a fost manifestul lui André Breton, în ghilimele spun treaba asta. Pur și simplu cu o întoarcere a privirii către lumea mitologică românească, către tradițiile populare, către bogăția culturii populare din fiecare din zona lui. Proveneam, le cunoșteam, eram tineri care trăisem aceste lucruri, nu le descopeream mergând în... Ați făcut parte din peisajul respectiv, exact. Din etosul și, popular românesc. Și Gavrilean era din Bucovina, Gânjul și el era din marginea Iașului și le trăia și toți ceilalți. Și lucrurile astea treptat, fără să ne dăm seama, fără să facem expoziții cu temă, cu program, noi, grup, nu știu ce. Dar a fost un suflu pe această direcție care a fost recunoscut și a surprins, plăcut la nivel național. Iar în creația noastră este o constantă această preocupare, această linie. Da. Acolo s-a combinat și cultura și pasiunea mea pentru lectură. Ca să vă spun că a fost o constantă, eu însumi am avut surpriza ca la retrospectiva care am făcut-o cu ocazia a 60 de ani la Palatul Culturii se expun lucrări care erau din anii 1967 până în momentul ăla. Și ceea ce a surprins, și publicul a spus lucrul ăsta, dar și eu am constatat că exista o unitate extraordinară a expoziției. Deși erau etape diferite, dar trecerea dintr-o etapă într-alta, de la un ciclul de lucruri altul era fluent, era cursivă. Am citit mult despre creația dumneavoastră, ce spun criticii de artă și am rămas la expresiile lui Constantin Prut, care vă caracterizează, cred eu, cel mai bine. Spune așa, Liviu Suhar păstrează o ancoră în realitate, dar totul este trecut printr-un filtru metafizic. Formele sunt clare, puternice, lipsite de detalii, care anulează o percepere imediată, lăsând o fereastră descrisă spre atemporal și sublim. Da, este din dicționarul domnului Constantin Prut. Cred eu că e o caracterizare absolut. Extrem de sintetică. E o sinteză care învălui sau cuprinde în esență ceea ce e specific, ceea ce e tipic, ceea ce e miezul creației mele. Sigur, faptul că am fost un pasionat de geometrie, faptul că am funcționat 10 ani aproape în compania colegilor arhitecți la secția de arhitectură a Facultății de Construcții, faptul că acolo m-am bucurat și o spun cu toată seriozitatea de compania unui mare, mare arhitect român, care lumea uită, Nicolae Porumbescu, un arhitect, un artist care era preocupat să descopere formule moderne de reprezentare arhitecturală, plecând de la arhitectura populară românească. Puțini oameni am întâlnit care se îi descoperă că fiind atât de îndrăgostiți de arta populară românească, de arhitectură, de construcții, de casele țărănești, din toate zonele țării. Am avut norocul să, în calitate de asistent, să însoțesc grupele de studenți în niște practici de vară la marginea Bucovina, la
Budești, în Maramureș, unde încă se păstrau în stare perfectă case, biserici, știu, mor de apă, vâltori și așa mai departe, și să le înțeleg altfel. Când studenții trebuiau să deseneze, să măsoare, să pună la scară, să reconstituie tot ansamblul ăla gospodăresc în niște planșe funcționale. Vă mai amintiți cum a fost la prima expoziție în 1971? E un moment pentru un pictor important, prima expoziție, atunci când e primul contact cu publicul larg. Da, a fost o mare, mare emoție. Mai ales că mi-am văzut, mi-am amintesc, tipărisem un afiș acolo, pe o, la tipografie, unde era domnul Pascal, lucra atunci. Domnul Mihai Pascal, care e un mentor galeriile al artei, sigur, așa. Și el era student, așa, dar lucra în tipografie și apropiat de artiști era, a rămas toată viața. Am tipărit un afiș cu litere albastre pe o... Și mi-am văzut într-o plimbare în Copou, într-o seară, cu un foarte bun prieten, un poet care nu mai e în viață, Gheorghe Lupu, poezie foarte frumoasă, el a trăit după aceea la Suceava. Mi-am descoperit afișul cu numele pe un gard acolo. A fost extraordinar, am avut sentimentul unei mari împliniri, sigur că... Și cronica, dar cred că aia a fost la a doua expoziție, dacă nu mă înșel, o cronică extraordinar de entuziastă a lui Aurel Leon. Eu nu știam cine este Aurel Leon, a văzut expoziția și în revista Cronica m-a prezentat ca pe o apariție extraordinară. Ce înseamnă, apropo de critici, ce înseamnă un critic în viața unui artist sau ce înseamnă pentru dumneavoastră? Știți, criticul este binevenit și necesar. Pentru că el aduce un fel de suflu din ăsta care estompează neîncrederea și mai temperează acel vierme al îndoielii de care vorbeam. Îți dă un impuls. Alminteri, și evident, fiind vorba de presă, de scris, nu popularizează. Că o expoziție... Dar credeți că poate influența și gustul publicului, privitorului? Bineînțeles, bineînțeles. În general, criticii au un cerc al lor în care, de public vorbesc, în care ei, mă rog, își desfășoară activitatea, contactele, publicul însuși își temperează, își, cum zic, consolidează încrederea punându-i întrebări criticului. El vrea să cumpere un tablou, dar n-are reguli cum să-l aleagă. Și atunci se duce și îl întreabă pe critic: domnule, vreau să cumpăr tablou, un tablou. Și criticul îi spune: du-te la ăla. Sau du-te la celălalt artist. Sau cumpără-l pe ăla. Și așa mai departe. Asta e un aspect. Criticul de artă ca profesie, nu? A apărut mult târziu, în epoca modernă, în istoria. Istoricul de artă este ăla care face cercetare, care, mă rog, analizează, așează lucrurile, stabilește ierarhii după niște principii clare și așa mai departe. Da. Criticul trebuie să dea verdicte? Nu trebuie să dea verdicte. N-are niciun... n-are un instrument propriu-zis. El își exprimă o părere. Dar încercând să explice, să înțeleagă actul artistic al expozantului către publicul neinițiat. Da. El este un intermediar între artist, între opera de artă și public. Altfel spus, cred că este cel care trebuie face educația publicului explicând opera de artă. Dintre zecile de expoziții personale, de grup, colective, pe care le-ați avut în țară și peste hotare, multe, multe de tot, care v-a rămas la suflet în relația cu cei care au venit la vernisaj sau cu cei care au vizitat apoi expoziția? Mi-a rămas la suflet
prima expoziție care am făcut-o la București în 1974 împreună cu Dimitri Gavrilian și Nicolae Păduraru a fost ultima expoziție la Galeria Apollo, galerie care a fost inaugurată cu prilejul vizitei lui Nixon în România, unde e actualul Hotel Continental pe Calea Victoriei, chiar pe colț. Și spațiile alea erau de așa manieră încât și încăpeau câte 2-3 în grupa. Am făcut o expoziție, am ieșit prima dată, ca să zic, unitar, cu un grupaj de lucrări, nu câte una risipită într-un ansamblu. Deci era micro-expoziție personală și a fost foarte bine primită. După aceea, galeria a dispărut. Ăla a fost un moment mare, am mai avut. A fost un alt moment în 1982. Am avut o expoziție la Galeria Municipiului în București, unde cineva m-a reclamat la Ministerul Culturii că fac pictură cu caracter mistic. Și era în anii 80-82. Era perioada cu meditația transcendentală și când personalități de, ca Marin Sorescu, știu, Andrei Pleșu și alții au fost puși la index. Și a venit o comisie de la Ministerul Culturii să vadă misticismul din pictura mea. Și bineînțeles că nu exista. Erau alte. Și acest lucru a creat în jurul dumneavoastră. Sigur că da, expoziția a fost o cotă de interes. Foarte bine primit. Nu, atunci totul era estompat. Nu ieșea în public prea tare. Dar eu le-am trăit că fiind acolo, stăteam în sala aia de expoziții și îi avem oaspeți, că era iarna permanent, pe Vasile Nițulescu, actorul, mai era un pictor, Velea, era un regizor, Corfanda, care veneau tot timpul acolo și le plăcea și mai stăteam la povești. Și o altă expoziție din alea multe, am să spun că a fost una făcută în 1993, la Galeria Simeza din București, unde a fost a participat la vernisaj ambasadorul Venezuelei, vernisajul l-a făcut Gheorghe Vida și unde după vernisaj ne-am dezlănțuit și în prezența grupului nostru, după ce am închis-o și a fost Anca Parger, care la un moment dat și doctorul Aldea, colecționarul nostru din Iași, Hortensiu Aldea, și Anca, la un moment dat, zice, acum am să îți improvizez ceva din Bucovina. Și ne-a cântat muzică improvizată, jazz, în stilul dânsei, plecând de la muzica populară din Bucovina. Sunt momente și altele. Știți ce m-a impresionat în biografia dumneavoastră? Faptul că la 50 de ani erați un om realizat, pictor cunoscut la nivel național, decan al Facultății de Arte Plastice de la Universitatea de Arte din Iași. Ați avut 3 burse în străinătate. Dorința de cunoaștere, dorința de a capta energii noi din o artă extraordinară, da, cum este arta spaniolă, v-a determinat să vă îndreptați spre Madrid și Barcelona? Categoric. El a fost iarăși un moment absolut vital, pentru că a venit la timpul când deja eram un om format și când am prins în 1993 o bursă în Spania, la Madrid. Și am stat 3 luni de zile acolo la Madrid, am mers și la Toledo și am descoperit marea pictură spaniolă privită pe îndelete, nu ca într-o excursie turistică. Nu ajung la Madrid și am 2 ore ca să văd Muzeul Prado. Am stat trei luni. 2 ore l-a văzut Ortega y Gasset și a făcut celebrul eseu extraordinar despre 2 ore în Muzeul Prado. După aceea pentru că am avut un proiect mai complex referitor la cunoașterea artei spaniole clasice și cea modernă, peste 2 ani am avut norocul să primesc încă o bursă și să stau la Barcelona. De acolo am cunoscut un centru de arte contemporane, unde iarăși am fost invitat și am stat 3 luni, am lucrat, am făcut expoziții.
legat de momentul Barcelona, am realizat, e una din realizările mele de suflet, că am recomandat doi studenți să facă o lucrare, să facă niște picturi într-o biserică care se restaura lângă Barcelona, la Sant Pere, și care au fost extraordinar de bine primiți, apreciați și sunt acum cetățeni ai Spaniei și pictori așezați pe locul lor. Raul Gălușcă, unul dintre ei. Ce au însemnat aceste stagii în Spania pentru perioada următoare a creației dumneavoastră? Ca să sintetizez, a însemnat enorm. Eu am trăit sentimentul... L-a influențat în creație? Nu e vorba de a te influența, e vorba de a contribui la decantarea propriilor tale căutări. Adică am avut niște revelații, mi s-au limpezit niște lucruri. Mi s-au confirmat. Niște drumuri, niște trăsături ale creației. În ce direcție trebuie să merg. Influențat nu se poate spune altfel. Că, în sensul ăsta este. Deci un artist se formează în timp, cel puțin în domeniul nostru. Nu este ca în muzică, când precocitatea se produce la o vârstă fragedă. Maturizarea unui artist, unui pictor, vorbesc așa, se întâmplă de regulă în jurul vârstei, să zicem, de aur, la 40 de ani. Atunci se așează lucrurile mentalului și în gândirea și în concepția lui. Eu le-am primit și am avut sentimentul că am făcut încă două academii de artă. Și m-am dus cu toată modestia în fața capodoperelor, ca și cum îmi spuneam mie însumi, n-am pictat niciodată, acum vreau să pictez și vreau să înțeleg. Și atunci nu m-am dus cu orgoliu celui care lasă, că eu deja știu cum se face un portret, o mână, cum se pictează o catifea sau un porțelan sau alt material. Nu. M-am dus ca un neștiutor și atunci am vrut să înțeleg. Asta și mi-a făcut extraordinar de bine. Și dincolo de asta, v-ați exercitat și menirea de dascăl, propunând, cum spuneați anterior, doi studenți care s-au remarcat acolo. Vorbind de studenți, de discipoli, aveți probabil și aici motive de mândrie? Totdeauna. Orice profesor îi urmărești discret, din umbră, cine e, ce a făcut, s-a afirmat, pe ce drumuri a pornit. Sigur, nu aștepți niciodată recunoștința, asta ar fi culmea. Nu, dar numindu-i acum, ați putea să absolut le întăriți credința că sunt pe drumul cel bun. Ce să vă spun, că am avut surpriza, de exemplu, în luna, la începutul lunii iulie sau în iunie, să merg la liceul de artă și să strig catalogul la o promoție care sărbătoreau 40 de ani la terminarea liceului. Și să constat că două treimi din acea promoție extraordinară sunt niște artiști extraordinari ai țării și sunt cadre universitare la Timișoara, la București, la Iași. Câteva nume? Câteva nume, ca să vă spun. O scenografă, Viorica Petrovi, scenografa Operei Naționale din București, care a fost nominalizată la Paris pentru premiul Cezar. Cezar Atodiresi, care e decanul Facultății de Arte Plastice la București. Ilie Bostan, sculptor din Iași, cunoscut de toată lumea. Constantin Catargiu, profesor universitar, doctor la Facultatea din Timișoara. Lucia Pușcașu, tapiserie la Suceava, o artistă valoroasă și președinta Uniunii. Virgil Pargel, care după pierderea soției, mă rog, s-a recăsătorit, cum e normal, un pictor apreciat și... Motive, deci, de bucurie absolut, pentru dascăl, pentru maestru. Și frumusețea la strigarea catalogului a fost și domnul profesor Ghiligor, fostul director și profesor șalurilor.
Ăștia sunt momente și sunt multe de genul ăsta. Ce v-a plăcut să pictați mai mult? Peisaje, portrete, natură statică, da, am scene avut, de viață? Mai puțin. Am avut o perioadă care nu s-a întrerupt de fapt niciodată, când temele mele își aveau sorgintea în mitologia populară, dar fără ca să o ilustrez. N-am ilustrat-o niciodată, dar pur și simplu erau ceea ce vizual asimilasem, se ieșea la vedere prin interpretările respective. Portretul, în măsura în care mi-a plăcut foarte mult să-l fac, dar în măsura în care am avut solicitantul pentru portret. Natura moartă. Eu am găsit în interpretarea acestei teme un refugiu, pur și simplu un câmp în care am putut să mă manifest. El s-a... și n-a fost de ieri, de astăzi. A fost de-a lungul timpului, pentru că orice obiect are o personalitate, are o încărcătură și de formă și de materialitate și poate oricând constitui un pretext. Am transfigurat aceste obiecte în naturile mele moarte sau statice, mă rog, cum le-au zis, într-un fel de personaje. Le-am dat doar sugestiv, le-am umanizat, încât nu știu mai ce obiect acolo, poate să fie un personaj. De aia m-am și apropiat de temă când am făcut doctoratul, nu? Teza mea de doctorat a fost Natura moartă în pictura românească, colecția Muzeului de Artă din Iași. O lucrare care nu exista. Și selecția care am făcut-o a cuprins 51 de autori, ce am găsit dintre pictorii români, începând cu, știu, Aman încoace, Grigorescu și așa mai departe, care au avut în preocupările lor, au avut această tematică, natură moarte. Lucrări care le-am comentat, am făcut o lucrare cu caracter științific, utilă muzeului. Din păcate, n-am putut să tipăresc decât 50 de exemplare, era costisitoare, avea foarte multe imagini în color și am lansat în 2005, cred, toamna. Ei, în jurul acestei lucrări de doctorat s-au dezvoltat și alte lucrări și așa. Spuneați mai devreme că ați ieșit la pensie. Există pensie pentru un artist sau cum se manifestă ea? Ați ieșit la pensie din activitatea didactică. Da. Dar ca artist? Nu. Ce se întâmplă? Nu există. Așa, din potrivă, asta este iarăși un atu și un dar de la Dumnezeu pentru artiști. Pentru că artistul nu poate să iasă la pensie niciodată. Am făcut o asociație care se numește Artă și Educație Liviu Suhar și ne-am ambalat împreună cu soția într-un proiect, zicem noi, îndrăzneți pentru etapa aceasta a vieții. În sensul că ne-am propus și am reușit să, în localitatea Iacobeni, unde am pornit eu, am zis că nu pot să le ofer altceva. Am plecat de acolo, nu m-am dezlipit niciodată. Am trăit în Iași, dar am fost cu sufletul tot timpul acolo. Ce pot să ofer acestei localități? Și am zis, o utopie pentru oricine. Facem un muzeu de pictură în Iacobeni și toată lumea visează numai în orașe să fie. Se poate. Și am inițiat un simpozion de pictură și desen, particularități imagistice, iacobeni particularități imagistice, deci cu temă precisă, oarecum limitativă. Și deja am inițiat acum un an colecția, un număr de 20 ceva de lucrări și ediția a doua, o să mai ducem încă 14 lucrări și treptat, lumea cu timpul va putea să descopere că oprind mașina când vine dinspre Ardeal, spre Moldova, poate să facă un popas și să vadă picturi ale artiștilor români contemporani. Maestre Liviu Suhar, iată, am plecat de la portretul mamei dumneavoastră și am ajuns la o galerie de artă contemporană, ambele la Iacobeni, unde s-a născut,
pictorul de astăzi și unde a rămas sufletul dumneavoastră pentru totdeauna. Vă mulțumesc pentru acest dialog. Cu plăcere.